Întregul continent european a început de astăzi, în mod oficial, vaccinarea împotriva COVID-19, doar că strategia este diferită. Unii aleg să-și imunizeze mai întâi bătrânii, alții se gândesc cu prioritate la forța de muncă. Noi am început cu cei din linia întâi, adică cu medicii, cu cadrele medicale. Colega mea, Sorina Matei, a strâns toate informațiile. Sorina, bun găsit! Ce ne diferențiază și ce ne aseamănă în strategia de vaccinare față de celelalte state de pe, de pe continent? Andrei, pot să spun că suntem un stat cu minte și disciplinat. Am început vaccinarea astăzi, în mod oficial, așa cum a dorit Comisia Europeană. Deși vreau să spun că încă de ieri sunt state care au furat startul. De exemplu, aseară în Saxonia era vaccinată o doamnă de 101 ani. Germania a furat startul, Ungaria a furat startul, Slovacia a furat startul și Serbia care vrea să adere la Uniunea Europeană, a furat startul încă de joi, pentru că joi a fost vaccinat chiar premierul Serbiei. Ce ne diferențiază? Ne diferențiază organizarea modestă, așa cum vedem, avem doar 10 puncte deocamdată pe, pe teritoriul național, ne mai diferențiază lipsa comenzilor ferme ale statului român. Noi așteptăm doar de la Comisia Europeană în condițiile în care majoritatea statelor puternice de pe continentul european și-au făcut propriile comenzi. Comenzi foarte importante, care se uh, sunt prezentate în presă. Ne mai diferențiază și plasarea profesorilor pe strategia României după politicieni. De exemplu, în majoritatea statelor Uniunii Europene sunt trei categorii foarte importante: vârstnicii, cadrele medicale și profesorii. Fiecare stat are propria uh, simbolistică și uh, suntem uh, în, în trendul Uniunii Europene la statele mici și în ceea ce privește dozele primite pentru că am primit uh, acea doză simbolică dar uh, vreau să spun că sunt anumite state care de exemplu își vaccinează oficialii de exemplu Bulgaria unde este un trec scandal pe uh, camioanele pentru cârnați pe, uh, în presa uh, din Bulgaria uh, și-a vaccinat Ministrul Sănătății Grecia își vaccinează președintele, premierul, șeful Parlamentului și chiar patriarhul Greciei va fi vaccinat. Cehia deja și-a vaccinat premierul, a fost primul oficial important. Vreau să spun că este un tre scandal și în Spania, unde, de exemplu, guvernul este acuzat că face propagandă prin această vaccinare, pentru că imediat cum a primit dozele de la Comisia Europeană, Guvernul Spaniol a aplicat niște autocolante și este acuzat în presa din Spania că uh, face propagandă pentru uh, vaccinare. Ca atare, sunt foarte multe lucruri care ne unesc, dar și foarte multe lucruri care ne diferențiază. Sorina, mulțumesc foarte mult!